Ploile și vijeliile au pus stăpânire astăzi pe jumătatea de sud a țării și în est. O avertizare cod galben este în vigoare până mâine dimineață la ora 6. În cea mai mare parte a Moldovei, în Muntenia, Dobrogea, Carpații Orientali și Meridionali vor fi ploi torențiale însoțite de descărcări electrice, grindină, intensificări ale vântului și vijelii de până la 75 de km pe oră. Cantitățile de apă vor depăși 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Seara și noaptea ploile vor ajunge și în Banat și Oltenia.